Acest element este primul, al doilea element din pachetul de mobilitate este relocarea, pachetul prima pentru relocare sau cum îi spunem noi de instalare, ceea ce presupune un lucru foarte important. Noi țintim, practic, zonele cele mai defavorizate, cele mai marginalizate. Dacă vreau să vină un investitor într-un loc unde am un areal de forță de muncă, să zicem, mai puțin calificat și vrea să-și aducă forță de muncă calificată, experți în acea zonă, va putea beneficia prin acest pachet de mobilitate de o primă de 12.500 de lei acordabilă în două tranșe, 50-50% la semnarea contractului și la sfârșitul unei perioade de 12 luni, pentru a-și putea atrage forța de muncă calificată pe care nu o are. La fel, pentru cei care nu au nicio oportunitate în zona respectivă, marginalizată, și vor să își caute oportunități acolo unde sunt locuri de muncă, vor putea beneficia de acest pachet de 12.500 de lei. O schimbare radicală este aceea că încurajăm deplasarea familiilor. Prin urmare, dacă persoana care își găsește un astfel loc de muncă la mai departe de 50 de kilometri de domiciliu actual, își ia un membru al familiei, soț, soție, copii, împreună, va beneficia în plus de încă o subvenție de 3.000 de lei.